Păi acum începem. Ah, credeam că e ceva are legătură cu Facebook, nu. Bună seara, bună seara. Acum suntem și live pe Facebook. Bine ați venit. Bună seara! Bună seara. Alisa, dacă o să poți, tu te rog să verifici că se vede și că totul e în regulă. Și până ne strângem cu toții pe Facebook sau pe Zoom, poți intra și în Zoom dacă dorești să adresezi întrebări invitatei mele din seara asta, Roxana Luca, make-up therapist. Hai să ne adunăm puțin după ziua lungă pe care am avut-o sau cine știe, după o săptămână, o lună lungă, și cu ochii închiși sau privind într-un punct fix, să ne aducem atenția la tălpile picioarelor, la contactul cu pământul. La contactul spatelui sau a celorlalte puncte care ating scaunul. Și pe cât posibil să ne relaxăm mai mult, să ne lăsăm mai mult susținute de pământ. Ne aducem atenția și la respirație. Și dacă este foarte grăbită, nu-i nimic. Avem această capacitate de a o modifica, fiind prezenți și atenți la ea. Inspirăm și expirăm mai prelung și trimitem punem pe niște norișori ce nu mai avem nevoie, expirăm și trimitem departe ce gânduri nu ne sunt folositoare astăzi, în momentul ăsta, la această întâlnire. Și ne aducem atenția și în zona inimii. Ne pregătim să ne deschidem inima pentru o seară dedicată nouă. Și puteți să vă setați o intenție pentru seara asta alături de noi. Și ritmul vostru vă întoarceți cu fața la ecran, dacă sunteți cu noi pe Zoom, dacă nu, pe Facebook. Puteți să vă și întindeți un pic, nu știu dacă ați apucat, să ne revigorăm puțin, să ne aducem în momentul prezent. Bine ați venit! Sunt foarte bucuroasă că vă am în seara asta alături. Ikigai este, pentru cei care nu știți încă, este un concept japonez care provine din insula Okinawa. Este locul în care se află cei mai mulți centenari din lume și se poate traduce ca motivul de a trăi, sensul vieții sau ceea ce te motivează să te trezești în fiecare dimineață. Se spune că cei care și-au găsit Ikigai-ul simt bucuria de a trăi și pacea interioară, având forța de a rezista în momentele grele. Poate nu întâmplător, programul pe care eu și Alisa l-am dezvoltat în perioada asta se bucură de o mai mare căutare, Find Your Ikigai fiind acel program prin care încercăm să ne apropiem mai mult de ceea ce ne aduce bucurie și acea senzație că trăim cu sens. Ikigai se află la intersecția dintre pasiune, profesie, vocație și misiune, mai exact între ceea ce facem cu mare plăcere, lucruri la care ne pricepem foarte bine, activitățile pentru care putem fi remunerați și nevoile oamenilor din jur. În seara asta, alături de mine este Roxana Luca. Roxana este fondatorul The Makeup Therapy Bar și a dedicat ultimii 8 ani domeniului beauty business,
în spectacole de fashion, editoriale pentru reviste, a colaborat cu emisiuni TV, cu artiști și totodată a organizat cursuri personalizate de terapie prin automachiaj pentru adolescente, pentru femei, dar și pentru mamă-fică, pentru a le aduce mai mult împreună. De asemenea, a organizat proiecte și campanii precum The Ballerina Project și Frumusețea are echipul sufletului tău pentru femeile cu cancer. Anterior, Roxana a lucrat în domeniul achizițiilor și al protecției muncii și a studiat Facultatea de Relații Economice Internaționale. Bun venit, Roxana, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a veni seara asta alături de noi. Bine v-am găsit! Să începem cu începutul. Eu îți voi adresa întrebări, sunteți bineveniți și voi să puneți întrebări. O secundă. Întrebarea este, să începem cu începutul. Ce îți plăcea să faci când erai mică? Știu că mi-ai și povestit ceva de dimineață când pregăteam întâlnirea noastră și mi s-a părut atât de amuzant cât merită împărtășit și cu ceilalți. Ce îmi plăcea să fac când eram mică? Măi, îmi plăceau multe, dar uite, chiar azi dimineață nu mai știu ce-ți spuneam, că îmi plăcea când eram mică. Nu știu, îmi plăcea Madonna. Îmi plăcea să... Dar nu știu de ce îmi plăcea Madonna. Chiar nu înțelegeam la vremea aceea de ce îmi plăcea Madonna. Mi-ar fi plăcut să fiu cântăreață de mică și cochetam cu chestia asta și când mă rămâneam cu sora mea acasă, mai am o soră mai mare, și părinții plecau la serviciu, noi ne jucam cu... Ne credeam Nadia Comăneci și puneam așa pe un creion, luam hârtie igienică, așa, metraj, și făceam gimnastică. Sau ne credeam regine, nu știu, și luam cerceaful și îl înfășuram. Și seara când venea mama nebunea, găsea un dezastru, dar așa copilăream noi pe vremea aceea, când rămâneam singuri acasă, nu existau... telefoane, nu existau tablete și așa mai departe. M-am lăsat prinsă de niște probleme tehnice și încercam să le rezolv. Să le rezolv. Da. Sper că le-am și rezolvat între timp. Ok. Ce m-a distrat pe mine foarte tare a fost povestea cu alergatul prin casă ca gimnasta, ca Nadia Comăneci, cu hârtia igienică. Da. Pare... Deci în fiecare zi se punea un sul de hârtie la baie pentru că noi aveam grijă să fim gimnaste. Uh-huh. Da. Asta, uitați, bine că n-am făcut sărituri prin casă, eu știu, sau ce știți. Povestește-mi, Roxana, de acele momente în care te simți tu că ai o adâncă mulțumire, că ești însuflețită de ceea ce faci. În primul rând sunt recunoscătoare că trăiesc. Și asta mă bucur că deschid ochii în fiecare zi dimineață. Mă bucur atunci și mă simt bine atunci când mă machiez. E chiar o terapie pentru mine și am conștientizat-o târziu, ca să zic așa, eram make-up artist de câțiva ani, dar nu conștientizam acest lucru și așa am început să-l conștientizez și mă simt foarte bine și îmi dă o stare de bine tot timpul. Mă bucură orice din jurul meu. Mă bucură soarele, mă bucură firul ierbii, mă bucură atunci când stau pe iarbă. Adică lucruri mici au ajuns să mă bucure. F-
foarte inspirațională partea asta, să te bucuri că respiri, să te bucuri că te-ai trezit. De multe ori lucrurile simple nu le mai punem în valoare, ne gândim numai la lucrurile alea mărețe, spectaculoase, cu impact, să revoluționăm lumea. Spune-mi ce te ajută pe tine, ce îți dă energie? Că multă lume e sleită de puteri perioada asta. Ce te ajută pe tine? Mai spun sincer că ce îmi dă energie este soarele. Atunci când deschid ochii dimineața și văd soarele pe cer, îmi dă o mare energie. Și profit de soare cât pot. De fiecare dată când, nu știu, am... Eram poate și acum 2-3 ani, mă bucuram de chestia asta, dar acum mai intens față de când s-a întâmplat cu izolarea și mă uitam, cum totul renăștea afară și noi eram închiși în casă și doar mă duceam la cumpărături și în casă. Nu știam cum să lungesc drumul ăla până la magazin și acasă. Veneam că nu pot să stau să mă bucur, să stau afară, să mă bucur de soare, de soarele mie mă încarcă de energie și îmi dă o stare de bine. Chiar mă gândeam că anul trecut, pe vremea asta, eram închiși în case și spuneam ce aș mai fi pe afară, ce aș mai alerga, ce aș mai, nu știu ce, ce dormeam da. Pe plimbări. Și uite-ne, acum, sincer îți spun, sunt destul de mult în fața calculatorului și în fața Zoom-ului și prea puțin m-am bucurat de primăvara asta. Cum e pentru tine perioada asta? Cum este lucru? Cum ți-l poți desfășura, având în vedere pandemia prin care trecem cu toții? Da, atunci când am intrat în case și mi s-a oprit activitatea brusc, cum să zic, am stat așa cam 2 săptămâni în casă, dar după aceea am simțit nevoia să ies și să vin la studio și să ofer sprijin. Și am organizat webinare, am organizat tot felul de cursuri în online, am fost suport atât cât am putut. Și pentru mine perioada asta, cum să zic, mi-am încărcat-o cu... Am stat, am făcut cursuri, m-am dezvoltat eu mai mult personal și în online și în... adică a trecut altfel vremea, mi-am ocupat timpul. Singurul lucru care mă deranja era că nu pot să mă bucur de natură și să stau afară, să mă încarc de vitamina D. Ăla a fost singurul meu disconfort, să zic așa, dar în rest mi-am ocupat timpul. Făceam sport, făceam în online, mă înscrisesem peste tot, erau. Membra cursurilor. Acum că fac un ping-pong între trecut și prezent, cum ai ajuns tu la make-up? De la ASE, la achiziții, la... Poți să-mi postești un pic traseul tău de la... Cum ai parcurs tu drumul până aici? Păi, mi se părea că totul e plictisitor în viața mea și se repeta fiecare zi. Adică mă duceam la job în fiecare dimineață, mă întorceam noaptea târziu. Sâmbătă știam că fac curat în casă și mă rămânea duminica când deja eram prea obosită. Dar într-o zi am primit, într-un spre serviciu, am primit un flyer pe care l-am purtat în geantă vreo 3 luni. Și am ajuns într-o zi la birou și scoțând din geantă toate lucrurile, am dat de acel flyer și am zis, nu, trebuie să fac și eu ceva pentru mine, pentru sufletul meu. Ia să-mi sun, să mă înscriu la curs de machiaj. Și m-am înscris, am făcut primul modul de începător, după aceea m-am înscris și la al doilea modul. Îmi dădea așa o stare de bine, mă duceam de 3 ori pe săptămână la curs, după job și, adică am început să-mi fac timp pentru mine, până atunci nu făceam timp pentru mine, trăiam pentru alții și să fiu pe placul tuturor și încercam să mulțumesc pe toată lumea și, de fapt, eram o nefericită, să zic așa. Și am, după aceea m-am băgat și la altă școală, am mai făcut o școală de make-up, am intrat în industria asta cu fashion, cu asta mergeam la festivaluri de modă, cu artiști, cu concerte, cu asta și așa ușor, ușor
Am ajuns să le fac un timp, le-am făcut în paralel și job și make-up și la un moment dat am rămas doar pe make-up. Și foarte bine ai făcut. Da! Vorbești cu așa ușurință, Roxana, pare că e easy peasy. Ce e așa de complicat? Am umplut un flyer, l-am scos din geantă, m-am dus, am făcut cursul și pe urmă am ales. Poți să-mi spui totuși și de partea aia mai puțin vizibilă, de partea aia de dificultăți, totuși că bănuiesc că decizia nu a fost chiar atât de ușoară, da? Trecerea nu cred că a fost atât de ușoară, pentru că cumva ne e greu să abandonăm ceea ce știm, ceea ce ne e familiar, ceea ce, uite, ne aduce un venit, că tu totuși aveai o poziție bine plătită. Da, câștigam foarte. Nu a fost trecerea. Păi am fost nevoită să renunț pentru că sănătatea mea se deteriorase mult și eram din spital în spital, eram din medic în medic, mă lua smurdu săptămânal, ajunsesem, era performanță deja și nu mai puteam să mai duc. Mi-a fost greu să-mi dau demisia pentru că câștigam foarte bine și eu nu-mi dădeam seama că eram sclava banilor la momentul acela. Având în vedere că medicii din România nu știau ce să-mi fac, ajunsem la acel nivel, dădeam un Google, nu i-am învinovățit niciodată, dar eu, suferind o boală rară cu care m-am născut, ea, în urma stresului, a început să se manifeste foarte agresiv și evolua rapid. Și chiar nu știau ce să-mi fac. M-am dus în străinătate și acolo am primit vești proaste, la fel că o să mor, pot să mor în orice moment și că trebuie să se intervină și să fac operație și am refuzat și acest lucru. Și am decis, după vreo 2 luni, în urma unei ședințe pe care o avusesem cu directorul, erau ședințe aproape în fiecare dimineață, am început să plâng în fața colegilor și am zis că nu este ok, deja ajunsesem într-un stadiu avansat și am hotărât să-mi dau demisia. Nu știam ce mă așteaptă, credeam că îmi dau demisia și atât. Dar am ajuns în punctul zero al vieții. Pentru că nu mai câștigam niciun ban și să vii de acolo, de la un confort, și să ajungi la zero, să depinzi de alții, eu fiind independentă financiar tot timpul, nu a fost ușor. Dar și nu știi când se termină tot procesul ăsta, începe și nu știi când se termină. Dacă te-ar spune cineva, ai de aștepta până pe data de, ai răbdare, zici, mă, aștept. Dar nu știi. Și, na, au fost provocări. Mă ridicam, iar cădeam, iar mă ridicam, iar cădeam, și, dar n-am renunțat. N-am renunțat nicio secundă, nu m-am întors. Ei mi-au lăsat ușa deschisă, dar eu nu m-am întors. Ce te-a ajutat să rămâi acolo în ciuda tuturor provocărilor care apăreau? Ce te-a ajutat să nu renunți? Nu știu. Cred că ceva, o voce interioară îmi spunea, măi, pato, vrei să mai trăiești? Că dacă nu renunțam, era clar. Adică drumul meu era la 2 metri sub pământ, clar, adică nu aveam nicio șansă. Era ori drumul ăla, ori alegeam să fac o pauză și să mă uit puțin în interiorul meu. Și, dar nu a venit chestia asta imediat, a venit după un an de zile să mă privesc în interior. După un an de zile, dezbucium în care nu mă regăseam, nu știam ce vreau să fac, eu doar mi-am dat demisia ca să mă odihnesc, eu mai puteam de oboseală. Aveam niște cearcăne până la genunchi, să zic așa. Arătam deplorabil. Și mi-am dat demisia doar să mă, că mă întrebau de la concurență, ce faci? Nu, adică am zis, nu știu ce voi face, vreau doar să mă odihnesc, atât. Și nu știam care mi-e drumul. Chiar mi-a trebuit un an de zile să mă regăsesc, că nici partea cu machiajul nu mai făceam aproape deloc, foarte rar. A fost o pauză de eu cu mine și, mă rog, trebuiau să se întâmple niște chestii, erau chestii pregătitoare pentru mine, pentru ceea ce urma să se întâmple.
în următorul an. Știu că am citit mai multe interviuri cu tine în care povesteai despre împrietenirea ta cu boala. Dacă te simți confortabil să povestești un pic în ce constă boala pe care o ai și ce a însemnat această împrietenire și cum ți-a schimbat totuși progresul pe care ți l-au prezis medicii. Da. Este o boală rară, este o boală de piele, dar afectează toate organele, aproape. Vase, artere. Și îți... deci am decis să-mi... cum să spun... am fost la un medic în Viena, un om de știință care făcuse și operații în premieră, adică era un profesor cunoscut, și el nu-mi dădea nici măcar el nicio șansă. Și îmi spunea că trebuie să intervină și să mă opereze, să-mi facă un bypass. Și având în vedere că arterele mele se acoperiseră la inimă, mai funcționam din trei artere într-o jumătate de artere, de arteră. Eu, fiind o persoană mai activă, s-au format niște vase care au preluat funcțiile inimii, dar sunt mici față de artere. Inima trebuie să pompeze mult sânge. Și mi-a zis că trebuie să intervină să mi le desfunde, că nu este ok ce acolo și că și la un strănut pot să fac un infarct și să mor. Și atunci am plecat, n-am vrut, adică a rămas să mă gândesc și am simțit că nu trebuie să o fac. Am spus că nu. Dar a mai fost un proces lung, adică după acest episod, după ce am fost acolo, la medicul acesta și la mai mulți medici, a mai fost un an de chin, tot așa, cu smurt, cu... încă nu mi înțelesesem... am avut o viață, fac o paranteză așa, cu multe provocări, adică mașina a dat de 4 ori peste mine și m-am ridicat în picioare. Nu știu, ceva mi-a dictat și mi-a spus să urmez niște pași și poate că ăștia sunt pași, așa i-am luat. În urmă cu 10 ani și ceva am renunțat și la carne, tot așa. Un medic mi-a zis că trebuie să intervină chirurgical, având niște noduri, mi-a făcut biopsie și mi-a spus că trebuie să-mi elimine acestea. Și mi-a spus că... Și atunci am considerat așa, am zis, dacă mă renunț la carne, voi scăpa de acest nodul. Și după un an de zile am mers din nou la control și nu mai aveam nimic. Îmi fac eu niște programe în minte și chiar cred în ceea ce îmi programez. Nu le fac așa de superficiale, ca să zic așa, să fie tot superficial. Și am... și în cazul acestei boli am decis să mă împrietenesc cu ea. Am început să practic yoga, am început să practic meditația, am mers la workshop-uri, la tot felul de cursuri, de gestionarea timpului, de a învăța să spun nu. Eu nu puteam să spun nu. Eu luam tot ce vine, chiar dacă pentru mine era... Deci că nu mai aveam timp să fac acel ceva sau nu mai aveam puterea. Eu tot spuneam da și... am făcut cursuri de access bars, de citirea feței, adică am vrut să mă dezvolt eu și să citirea feței, am vrut să învăț să citesc omul din fața mea ca să nu-i mai percep așa, să știu cum să vorbesc cu persoana din fața mea atunci când mi se adresează, să nu mă mai supăr, să nu mai iau personal așa totul. Și făcând toate aceste lucruri, mi s-a relaxat, bineînțeles, mintea și nu mi s-a mai creat programul ăla în minte că eu am o boală. Eu n-am mai făcut analize din 2016, recunosc, pentru că eu consider că această boală nu mai există în corpul meu și nu, indiferent ce îmi spune un medic, eu știu, îmi cunosc mai bine corpul. Și zic că eu sunt bine, pentru că eu mă simt bine. Știu cum a fost și rău. Știu cum este și acum și pot să fac o diferență. Eu chiar mă simt bine, mă trezesc în fiecare dimineață cu o stare de bine, peste zi mă simt bine, fac sport, adică pot să
La un moment dat, medicii îmi spuneau să nu mai, că nu am voie să fac decât 4 km să merg pe jos, să nu fac niciun efort, nici măcar pilates sau yoga. Și după ce mi s-a dat un restart așa la viață, am început să merg cu bicicleta și 30 de kilometri pe zi. Wow. Adică, da, în vedere că mi se spunea că, vă, ești foarte grav cu inima. Adică era un efort pe care îl făceam. Bine, nu-l făceam la modul de competiție, să zic așa, nu eram... Dar puteam să fac chestia asta. Adică am depășisem un prag. Nu un prag, cred că mai multe praguri. Eram cu multe trepte mai sus. Și am învățat să-mi cunosc limitele. Și am luat-o treptat-treptat, adică simțeam când în corpul meu, zic, până aici. Tocmai asta este, că noi ne cunoaștem corpul cel mai bine. Eu, cel puțin, îmi cunosc corpul foarte bine, parcă îmi văd pe interiorul meu ce se întâmplă. Și chiar o spun că, poate pe de unii o să pară ciudat, eu mi-imaginez, câteodată mă pun în pat seara și mi-imaginez cum toate organele mele mi le iau pe rând așa, bine, nu chiar pe toate, dar mai ales vasele, arterele, unde mi se spunea că sunt foarte avariate, să zic așa, mi le curăț singură, mental. Încerc să mi le curăț. Și o fac mental și mă gândesc cum le curăț eu, cum dispar toate astea, e o lumină, eu, adică îmi programez în minte orice îmi dă o stare de bine mie. Mi-amintesc când ne-am cunoscut noi, ca să-ți dau și o pauză, să bei puțin apă, când ne-am cunoscut, chiar aveam așa o poveste destul de asemănătoare, adică cu un an în urmă amândouă divorțaserăm și chiar cu vreo câteva luni înainte amândouă avusesem un accident, tu ăla de mașină, eu căzusem de pe o treaptă și eram cu un picior beteag. Și mi-amintesc că a fost anul meu cel mai dezastruos, adică, apropo de cum povesteai și tu, câteodată avem nevoie de o trezire din asta, de un moment atât de... un moment de cotitură în care alegi, mergi în continuare pe drumul ăsta și știi ce te așteaptă în capăt sau faci o schimbare. Și mi-amintesc că i-am scris lui Dragoș, prietenul nostru comun, într-o seară și zic, eu trebuie să fac o schimbare, nu se mai poate, mă duc direct în cap. Și am zis că vreau să fac o ședință foto, cumva să mă văd și altfel decât cum mă simțeam, pentru că mă simțeam, eram într-o depresie foarte puternică. Și știu că atunci când ne-am cunoscut era așa izbitoare partea asta de poveste și mă bucur că, uite, am ajuns la câți ani? Nici nu mai știu, n-am mai calculat. Sunt 5. Sunt 5, da. Și mi-amintesc că, uite, partea asta cu accidentul, bine, la mine nu e ceva, n-a fost ceva atât de grav, dar și eu când m-am dus, doctorul m-a vrut să-mi pună piciorul în gips. Și eu eram într-un stadiu la Aikido și am refuzat, am zis, nu pot să-mi pună gips, să-mi pună ceva așa mai mic, o orteză, o chestie, să mă înfășur eu acolo și vin săptămâna următoare când termin cu stadiu și îmi puneți ce vreți voi. Și m-a trimis acasă ca pe nebune, a zis că nu se poate așa ceva și vreau să zic că am dus stadiul ăla pe picioare și... A fost incredibil. Pe urmă m-a luat frica și mi-am pus până la urmă o orteză, nu un da. Gips, dar apropo de medici care până la urmă uneori nu sunt la fel de, nu ne cunosc atât de bine corpul precum îl cunoaștem noi și asta mi se pare incredibil, transformarea ta, și chiar aș vrea să dau un share la pozele pe care mi le-ai trimis, să vedem transformarea pe fizic. Sper că vede toată lumea, deci în stânga este Roxana în 2015 și în dreapta Roxana. În prezent. Da, cele două Roxane. Da. În 2014 versus 2019 e cu adevărat o transformare. Ai zice că nu este aceeași persoană și nu cred că e numai de machiaj și îmbrăcăminte, ci da. Lumina pe care tu o transmiți. Mi se pare... Pentru că transformarea a venit din interior și e mare lucru când vine din interior. Doamne, ce mămăiță eram. Aici e o diferență uriașă, deci uriașă. Sunt 10 ani diferență.
Da, incredibil. Adică în dreapta 40 de poate și în stânga 30. Da. Și uite, Și că două. tot facem... Te rog. Vrei să mai zici ceva? A, nu, 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 nu. Că tot facem trecerea, apropo de, uite, și meseria pe care o ai acum, partea asta de make-up. Suntem ca femei mai ales în căutarea perfecțiunii. Și știu că tu militezi împotriva perfecțiunii și în același timp ai putea spune, păi cum, că machiajul îți acoperă imperfecțiunile și cum le îmbin pe cele două? Păi, cum să spun, contează foarte mult. Ok, ne dorim toate să arătăm bine, da? Dar contează foarte mult și nu numai ce vine din interior, contează să avem și o rutină și o îngrijire a feței, a corpului nostru zi de zi. Că nu exclud chestia asta, că și eu, dar nu am intervenit, Doamne ferește, chirurgical ca să vin cu îmbunătățiri. Nu, acolo nu mi se pare ok, dar pentru mine, fiecare alege să facă ce vrea. Eu, cum să le îmbin, eu militez pentru machiajul minimal. Nu produse care să încarce, să punem foarte mult, să fie un machiaj transformațional. Și ăla este interesant. Nu știu, deci la un eveniment vrei să pui mai mult pe față, simt nevoie. Dar zi de zi, ieșind pe stradă, este de ajuns să ai un fond de ten și să lași să se vadă porii pe fața ta, să fie un machiaj cât mai simplu. Le îmbin foarte bine pentru că, uite, nu-mi este teamă să ies pe stradă nemachiată, nu-mi este rușine că, vai de mine, mi se vede, eu știu că, uite, sprâncenele mele nu sunt perfecte sau... chestia este că eu am descoperit într-un moment greu al vieții, că în 2017, atunci am făcut, eram make-up artist până atunci, dar de atunci am dezvoltat terapia prin machiaj și am descoperit-o pe pielea mea. Pentru că atunci când eu eram tristă, mă machiam. Și îmi dădeam o stare de bine în momentul ăla. Vedeam că deja încep să zâmbesc, toate s-au îmbinat foarte bine cu tot ce am practicat să vindec la interior și cu ceea ce făceam eu la exterior, s-au îmbinat perfect cu timpul și rezultatele s-au văzut. Da, dar din nou, cum spuneai și tu, înțeleg că e foarte important și în interior să te simți bine și chiar aveai una din poze, dacă mi-amintesc bine, stai puțin, în care spuneai că erai make-up artist, nu? Aici în stânga. Da, deci în 2015 eram make-up artist acolo. Dar nu se tot machiată erai, dar nu aveai liniștea și lumina pe care o ai. Da. Și exact. Încrederea în sine. Eram foarte obosită, în primul rând. Deci nu putem ascunde prin machiaj, nu putem să ne în primul rând transformăm. Ochii ne trădează. Ochii ne trădează. Ok. Ok. Oprind al sufletului. Că tot ai început să vorbești despre terapia prin machiaj. Ce presupune această terapie prin machiaj pe care tu o promovezi? Și cum ajută femeile? Ce beneficii aduce? Terapia pe machiaj e terapia sufletului, eu așa o consider, pentru că îi dai sufletului tău ce își dorește. Prin, cum să zic, te machiezi și îți place ce vezi. Tocmai de aceea, consider că terapia prin machiaj îți dă încredere. Și asta am văzut testat la cursurile mele, femei care au venit și au venit demoralizate, că nu-mi place cum arăt, că nu, am avut tot pe cineva la curs care nu putea să se uite în oglindă la ea, a zis, nu-mi place de mine, nu pot să mă uit, dar privește-te, dar n-ai cum, deci trebuie să te privești, nu că nu-mi place de mine, nu, și facem cursul, dacă tu nu te privești. Și se pare că cu timpul a prins încredere în ea. E important să le cum să spun, la curs, tot la curs,
Pentru că și eu am fost conștientă de niște aturi de ale mele, trebuie să fim conștiente de ce aturi avem pe față. Ce am eu mai frumos pe față? Uite, am ochii. Îmi pun ochii în evidență. E foarte important și cum te machiezi. Te machiezi corect și cum îți stă bine. Până la urmă, la cursurile mele, fac în așa fel încât femeia să se macheze așa cum se simte ea bine. Dar eu promovez și militez pentru un machiaj natural. Natural nu înseamnă că e un machiaj. De exemplu, eu acum sunt... decât dacă n-aș avea buzele astea roșii, nu este un machiaj, eu știu, foarte complex. Este un machiaj natural. Dar rujul roșu, eu mi-l pun mereu și îmi place să mi-l pun și... Te simți foarte bine cu rujul roșu, îți dă putere, așa, încredere. E un trademark al tău. Vezi că, uite, și mi-am pus ruș pe buze, știind că te întâlnesc în seara asta. E tot rușul, nu? Aproximativ, da. Deci tu, practic, înveți femeile prin aceste cursuri de automachiaj. Le înveți cum să se aprecieze pe sine, cum să se privească în oglindă, cum să își pună în valoare aturile și în felul ăsta să capete încredere în forțele proprii. Exact. Să se cunoască cu adevărat cine este ea, pentru că nu ne dăm ocazia să ne cunoaștem. Eu mă vedeam rățușca urâtă, adică eu nu puteam să mă uit în oglindă, nici eu. Pentru că nu mă vedeam frumoasă deloc. Eu nu am fost conștientă că am ochi frumoși. Și nu înseamnă că sunt, ia uite ce modestă e și asta, știi, se crede. Nu, sunt conștiente, trebuie să fim conștiente de ceea ce avem frumos. Și în fiecare zi te uiți la tine și trebuie să-ți placă de tine. Nu există perfecțiunea asta, clar. Ce există în social media acum și ce promovează influencer și eu știu diversi, nu, este o imagine falsă, clar. Imperfecțiune nu există. Toți avem... dar trebuie să ne iubim așa cum suntem. Eu așa, asta am făcut, am aplicat să mă iubesc așa cum sunt. Mi-am deschis sufletul, mi-am văzut aturile și ușor, ușor se vede transformarea. Adică se vede și din poze că eu nu am îmbătrânit, eu am întinerit. Adică, da, chiar ai întors timpul. Exact, parcă pentru mine timpul, da, este invers, de fapt, pentru mine. Nu știu, era un film cu Brad Pitt, Benjamin, cum se numea? Butler, da! Peste câțiva ani mă vedeți copil. Da, incredibil. Da, uite, că vorbeai și tu de partea asta de timp. Multe femei spun că nu au timp. Nu am timp. Cum facem cu timpul? Și păi, ce presupune machiajul natural pe care tu îl promovezi? Ce presupune? În primul rând, cu chestia cu timpul, nu există, nu am timp. În primul rând, trebuie să învățăm să spunem nu. Atunci când spui nu, ai timp. Trebuie să începi să spui nu, mai stau atât de mult pe Facebook zilnic. Îți spui nu știu, e o aplicație care se atenționeze, de gata, ai stat destul. Închide, știi? Poftim? Scuze, s-a suprapus cineva, avea microfonul deschis. Da, adică trebuie să învățăm să spunem nu și să ne disciplinăm viața. Și nu există, adică trebuie să ai timp. Și ce presupune machiajul natural? Uite, chiar am făcut o postare de curând mi-am făcut machiaj pe jumătate de față, dar a fost un machiaj minimal care este, pe care îl fac în 10 minute, adică eu îl fac în 10 minute și se vede transformarea. Adică poți zilnic, nu-ți trebuie că mamă, dar nu am timp să mă machiez, n-am timp, eu mă trezesc la... Nu, ba da, ai timp. Trebuie să avem timp pentru noi ca să ne simțim bine, să ne dăm starea de bine, să te accepți în fiecare zi, din ce în ce mai mult. Un machiaj natural înseamnă un fond de ten și
Tehnicile pe care le folosesc de aplicare ale machiajului sunt o terapie, sunt, te relaxează. Că și tehnicile pe care le predau, care le folosesc în timpul cursului, sunt de relaxare. Și te relaxezi, deja începe așa, să intri într-o stare de aia așa. Da. Deci, de la aplicarea fondului de ten este o relaxare. O pudră, sprâncenele, să înveți să le corectezi, sprâncenele joacă un rol foarte important pe fața noastră și e foarte important să le corectăm și să le conturăm corect și cu un aspect natural. Nu încărcat, nu colorate, dacă sunt brunetă, mi le fac tot cu creionul negru, exclus, nu există creion negru în sprâncene. Un ruj, dar mă rog, în perioada aceasta este mai greu, că avem măștile, dar o să vină și vremurile alea bune în care ne putem... un mascara și este de ajuns. Poți să faci un mic contouring de zi, să sculptezi pomeții și este de ajuns. Ești wow! Apropo de asta și vorbeai și de partea asta de ce se vede pe social media, știu că tu faci și cursurile pentru adolescente. Cât de mult afectează partea asta de filtre pe care le folosim pe Instagram, pe Facebook? Cât de mult afectează imaginea de sine a adolescentelor și cum le ajuți tu să vadă partea aia cu adevărat frumoasă, cea din interior? Am avut adolescente la curs. Unele aveau o trusă și dacă, de obicei, de fapt, ele vin cu o trusă foarte mare. Adică mamele lor n-au visat niciodată, n-au avut în toată viața lor atâta trusă, atâtea produse. Trusa este bavară. Ele urmăresc tot felul de influenceri pe make-up care pun produs așa, știi, dacă ați observat în tutorialele alea cu pipeta așa, îl toarnă pe față. Așa pun și ele pe față. Unele dintre, pentru că așa, mie îmi place așa. Și își aplică filtrele alea, adică pun filtrele pe față pentru că ăsta e trendul, ele asta văd. Că asta, de exemplu, am avut de curând o adolescentă, a venit mama ei cu ea și 15 ani și nu îi plăcea nimic să... Adică nu ținea cont nimic de ce spunea mama, încerca să o ducă pe un drum. Nici măcar de îngrijirea feței nu avea... dar în schimb să-și pună, să-și facă la ochi, că avea o colegă care aia se machia foarte mult, ea fiind manechină colega și o complexa. Și... i-am zis chestia asta, știi, tu zic, ai acum 15 ani, vrei să arăți de 25. Când o să fii de vârsta mea, o să-ți dorești înapoi să ai 15 ani. Și am zis, bucură-te de fiecare, de vârsta asta, este cea mai frumoasă. Le încerc să le fac să înțeleagă că tenul lor nu are nevoie de atâta produs și să acopere, și, pentru că ele au tot ce le trebuie. Au colagen, au tot ce le trebuie. I-am învățat-o să-și, le învăț să-și facă un machiaj adecvat vârstei lor. O mascara. Le place foarte mult eyelinerul, coada de pisicuță. Eyelinerul învață. Nu ruj puternic. Nu sunt de acord cu așa ceva la adolescente. De ce să-ți dorești să arăți mai matură? Păi și noi la vârsta noastră am vrut să arătăm mai mature. Acum... Știu, dar nu aveam pe vremea aceea cursuri de make-up, să zic așa, să te învețe cineva. Te duceai într-o să mamei, luai rujul, te dădeai și... acum ele au, uite, părinții le cumpără să aibă trusa lor. Dar mie mi se pare că e prea mult ce trusa aia pentru vârsta lor, aproape o trusă de profesionist, de make-up artist. Au produse mai bune ca tine. Dar e foarte importantă îngrijirea feței. Consider că cât încep mai devreme să ai grijă de tenul tău, așa întârzi și îmbătrânirea tenului.
și ridurile să apară. Este foarte important. Un ritual de îngrijire a feței nu trebuie să ne ia foarte mult, nu trebuie să mergi la un specialist, să mă duc la cosmetician. Eu mă umpleam de bube, mă spărgea pe față și 2 săptămâni eram numai cu bube și deja până îmi treceau bubele alea trebuia să mă duc din nou. E, nu am mai făcut, nu, Doamne ferește, nu, asta mi se întâmpla mie atunci, adică nu contest. Dar am ales să-mi fac eu ritualul de îngrijire a feței acasă și uite că a funcționat. A funcționat, nu am... Tenul meu nu am îmbătrânit, așa să zic, de rapid, nu am riduri profunde să arăt, dar țin cont de un ritual de îngrijire, dimineața și seara, e lege pentru mine. Adică să zic că mi se întâmplă odată la 7 luni să cad lată, să fiu foarte obosită, să mă culc nedemachiată, dar am niște mustrări de conștiință. Am coșmaruri noaptea, nu m-am demachiat. Uite, deja ai și răspuns la întrebare, dar dacă poți să completezi apropo de ritualul de îngrijire, uite, întreabă și de alimentație, de apă, ca un rol important în partea asta de îngrijire și curățare a feței. Da, e foarte importantă și nu trebuie... Ce să spun, și în make-up, eu nu recomand produse scumpe, adică de-a lungul timpului am testat foarte multe branduri și am ajuns să văd că nu îți trebuie mulți bani ca să ai o trusă de make-up și să ai niște produse care să-ți reziste întreaga zi pe față dacă cumperi, să zicem, produsele alea, dacă tehnica ta de aplicare le aplici corect, nu ai cum să ratezi. Și dacă ai o îngrijire a feței adecvată, poți să folosești tu cele mai tari branduri, să pui cel mai tare fond de ten pe față, dacă baza, pânza ta, să zic așa, fața, nu este îngrijită, nu arată bine pe față fondul ăla de ten. Tocmai de-aia, dacă faci o îngrijire adecvată, poți nici să nu mai folosești fond de ten, ca să zic așa. Îți pui un mascara și un rujuleț și ai plecat. Adică despre asta e vorba, eu merg și nemachiată pe stradă, adică eu merg foarte mult nemachiată pe stradă. Pentru că nu am nevoie. Acum sunt, eram invitată aici și trebuia da. Să mă vedeți. Păi și eu m-am machiat special. Uite că mă întorc la asta cu ritualul. Cât de important e pentru o femeie să aibă aceste ritualuri de îngrijire, apropo și de iubirea de sine, și cât de important este și în raport cu relația cu persoanele care au și copii, da, mamele. Cât de mult transmite mai departe îngrijindu-ne pe noi înșine? Păi transmit, pentru că acei copii sau fetițele văd rutina mamei zi de zi. De exemplu, am mai avut o fetiță la curs. Și după ce a fost la curs la mine, o certa pe mama ei că nu se demachea dimineața. Mă suna mama ei și mi-a zis că, zice, m-a certat. Mi-a zis, a spus Roxana că e important să te machiezi. De ce te demachiezi? Ea se mergea să se demachia și mama nu se demachia. Și o certa pe mama. E foarte importantă pentru o femeie, pentru că rezultatele le vezi. Cu cât ai grijă de tine, și e foarte important să nu ne uităm. Existăm și noi în viața noastră, nu doar în viața altora, și trebuie să ne facem și timpul ăla pentru noi. Fac o paranteză, eu mă trezesc dimineața, îmi beau apa cu lămâie, ca să zic așa, îmi fac cafeluța, după aceea intru într-o relaxare de o liniște, o meditație, ceva, adică îmi liniștesc corpul, adică chiar dacă m-am trezit, sunt liniștită, că și somnul este o meditație. Dar îmi e, cum să zic, chiar și atunci când deschid ochii, îmi continuu ritualul ăsta de liniște, așa, pentru că nu știi ce vine peste zi, cum te izbește și trebuie să-i faci față, înțeles. Și de asta spun că și îmi fac o meditație, îmi fac sportul,
Mi-am luat acasă tot ce îmi trebuie, având în vedere situația actuală, ba să închid, ba să deschid sălile. Eu nu m-am mai dus la sală, recunosc, de la izolare, dar mi-am cumpărat tot ce îmi trebuie acasă și fac acasă. Și, cum să zic, chiar am o zi reușită, de la început. Și ce vine, cum să zic, le primesc așa în plex, dar... Deci nu ești zen și zâmbitoare tot timpul. Cum? Nu ești zen și zâmbitoare tot timpul, ai și tu momentele tale. Da. Și de asta spun, când mă trezesc dimineața și mă uit în oglindă, având în vedere că am acest ritual de dimineață și seară și nu mi-am luat mult timp, despre asta e vorba, nu ne am mult timp. Pentru că am renunțat să mai stau mult pe Facebook. mi-am rupt din chestii care, cum să zic, nu mă dezvoltă niciun fel. Doar să mă uit ce am mai făcut ăla și ăla. Nu e interesant. Ia să văd ce pot să fac eu pentru mine astăzi. Și a intrat chestia asta, mi-a intrat așa, ca să zic, în venă și e ca un drop pentru mine de machiere și dimineața și seara, tonic, cremă, îmi fac masaj facial. E foarte important că și la nivel fete avem mușchi, să nu uităm și trebuie să-i stimulăm. Trebuie și ei antrenați. Îmi fac masaj facial, îmi fac aplic crema, aplic, adică ser, tot ce trebuie și sunt foarte, adică de la trezire mă uit în oglindă, sunt ok dimineața. Adică îmi place ce văd. Aș îndrăzni să te întreb dacă poți răspunde sau nu. Cum arăta viața ta dacă am derula în urmă cu 10 sau 15 ani? Ca diferență, că uite, acum e un întreg șir de ritualuri, de a sta cu tine, de a avea mecanisme de a te gestiona în diverse situații. Cum era atunci? Suntem două personaje diferite. Suntem la așa, unul acolo. Da, nu, eram o femeie imposibilă. Eu la vremea aceea nu vedeam. Dar uitându-mă în spate, zic, wow, vieți oameni care au făcut parte din viața mea, cum au suportat părinții și... Nu, eram total diferită. Eram foarte nervoasă, eram colerică, eram agresivă, țipam tot timpul. Nimic nu-mi convenea, nimic nu era ca mine, nu știu. Mâncam foarte mult și mă văitam că sunt grasă. Îmi făceam abonament pe un an la sală și mă duceam 2-3 ori în anul ăla. Adică, dar mă văitam în continuare că nu-mi place cum arăt. Dar nu făceam nimic. Îmi cumpăram haine mai mici gândindu-mă că poate o să slăbesc și nu slăbeam niciodată. Da, deci două persoane diferite. Dar, cum spuneai și tu, e un proces totuși, adică transformarea asta nu a fost una peste noapte, ci niște ani de zile de cu tine. Și încă mai am, că toată viața avem, nu avem cum să... nu sunt atot puternic, nu vorbiți atot puternic. Din păcate! Știu că ți-ai dori! Ce îți aduce bucurie, Roxana, și satisfacție în meseria pe care o ai acum și în lucrul ăsta cu oamenii? Ce îți aduce ție bucurie? Păi, mă bucur să văd... toată viața mea am avut zâmbetul pe buze. Chiar și înainte, când eram coleric, păi și-o prins tot așa. Cu zâmbetul pe buze te-o dădeam. Zâmbetul pe buze, țipai! Dar... acum e altceva, vine din suflet și îmi place că atunci când ofer un zâmbet, îl determin și pe cel din fața mea să zâmbească. Și e foarte important să zâmbim și pentru noi. Și în cadrul cursului, uite, revin la curs, terapia asta, cu ce fac eu, se declanșează niște discuții. Adică eu nu forțez pe nimeni să vină să-mi spună. Atunci când ne cunoaștem prima dată, purtăm discuții și se deschid. Vin și se deschid, sunt chestii chiar personale, pe care nu le-au spus, poate, na, sunt un necunoscut, m-am cunoscut pentru prima dată atunci. Și tocmai asta este, nu știu, e ceva care se...
Se leagă așa între mine și, femeia din, fața mea. Chiar îmi spunea o clientă odată, înainte să fac o terapie prin machiaj, o machiam și îmi zicea, tu ai ceva așa, nu știu, mă relaxez foarte mult și era foarte stresată, ea se mărita în ziua aia. Și știți cum e o anunte? E un haos! Deci calmul se transmite. Cum? Calmul, zic, se transmite. Nu da, ea dormea, dormea pe scaun, toți strigau, erau agitați prin casă și adormea pe scaun. Zice, măi, tu ai ceva, să știi. Deci mă relaxez foarte tare, mă liniștești. Deci cred că totul s-a construit la mine în timp și am devenit conștientă în timp și cred că asta mi-a fost menirea, nu știu. Vedem mai departe ce-o fi. Și perioada asta bănuiesc că e destul de provocatoare. Cum ți-ai găsit resursele să te reinventezi? Și ce ai schimbat pentru a te adapta? Păi am schimbat. În primul rând nu suportam să fac live-uri, nu suportam să-mi fac tutoriale. Eu mă axam doar pe editoriale, televiziune, fashion show-uri, clientele, mă rog, care îmi veneau să le machiez. Deci nu puteam să... Era o barieră încă între mine și cameră. Sau, dar uite că pandemia, să spun așa, a mai deblocat ceva din mine. Și acum nu mă mai simt stresată făcând chestia asta. A fost greu la început, dar am zis trebuie să o fac. M-au și încurajat niște prietene, mi-au zis, băi, du-te, când m-am dus să fac primul live, eram în izolare, și am venit și am făcut primul live, adică vorbeam despre nimic, întrebați-mă, eram ca bună, nici nu știam cum, și eram singură în studio, adică nu să zici că aveam un stadion plin, se uita la mine și a trebuit să dați set. Nu! Și era așa, nu știam, eram pierdută toată, plină de emoții, mă, mi-era frică de telefon care mă filma. Dar, uite că am reușit și am învins chestia asta. Te-aș mai întreba că, uite, mai sunt persoane care vor să-și deschidă ceva al lor, dar le e teamă de partea asta că poate nu se pricep să facă decât meseria în sine, nu știu să facă și toate lucrurile pe lângă. Să facă facturi, să scrie pe Facebook, să apară în live-uri, să etc. Cum e pentru tine să fii one-man show? Și cum ai învățat skill-urile astea în timp? Eu am fost descurajată în chestia asta cu terapia prin machiaj, pentru că nu am dezvoltat-o. De fapt, eu în 2017, la început, prin martie, mi-am pus o dorință, aprilie, martie-aprilie, să-mi deschid un studio. Și eu în septembrie mi-am deschis studioul. Dar eu, cum să zic, în momentul acela n-aveam cu ce. N-aveam resurse, n-aveam nimic. Dar s-a materializat. Au fost oameni care m-au descurajat. Mi-au zis, nu, că angajează-te. Găsește-ți o muncă la birou, lasă prostiile. Dar eu știam ce-mi doresc, ce mă liniștea pe mine. Eu asta simțeam. N-am ținut cont, pentru că trebuie să facem, cum să zic, intuiția noastră e cea mai bună. Nimeni nu știe ce ți este ție benefic, ce îți face ție bine. Și dacă tu crezi în tine și crezi în proiectul tău sau ce vrei tu să faci, poți să faci, nu știu, ciorapi, nu știu, care sunt, nu știu, pentru degetul de la picior, atâta. Faci un degetar de la de, nu știu, zic eu. Nu contează dacă tu crezi în chestia și nu pornești cu teamă. Nu trebuie să pornești cu teamă. Bineînțeles că mai ai perioade când e cam așa, știi? Ai perioade când mergi, după aia iarăși ungă, iarăși, tot așa. Dar nu trebuie să pierzi încrederea, nu mi-am pierdut niciodată încrederea și am continuat și am mers mai departe. Am zis, nu, eu merg mai departe, adică nu mă uit în stânga, în dreapta. Eu cred în mine și trebuie să... Eu am crezut în mine, asta a fost cel mai important. Am crezut în mine că voi reuși. Și spun sincer, nu mi-e rușine să spun chestia asta,
am funcționat cu niște bilețele pe care mi le-am lipit pe oglinda din baie. Care era prima dată când mă trezeam dimineața, unde mă duceam în baie. Și mi-am lipit biletele, nici nu mă mai vedeam în oglinda aia, am stat cu biletele alea luni. Și funcționam prin acele bilete să-mi aduc aminte ce doresc eu, ca să nu pierd încrederea. Începeam ziua gândul ăla bun al meu, pe care eu mi-l programasem în minte. Deci eu asta voi face. Și era o relaxare pentru mine, pentru că eu atunci când m-am dus să fac cursul de make-up, eu aveam și muncă aia de birou, era hobby pentru mine. Se transformase într-un hobby. Dar uite că hobby-ul acum este baza, ca să zic, în viața mea. Nu m-am gândit niciodată că voi, eu vreau să lucrez în bancă, eu eram cu alte gânduri ale mele. Dar uite că n-am lucrat o zi în bancă. Doar m-am dus să plătesc un credit ceva. Regreți, Roxana, te întoarce dacă ai primi acum, uite, un job în bancă, plătit un salariu din ăsta... Mai mare ca lui Bill Gates. Să nu exagerăm, dar un salariu tentant, să-i spunem. Ai renunțat la ce faci pentru... Nu, pentru că m-aș întoarce într-un stres. Și atunci, unii se simt bine acolo la bancă, pentru că aia și-au dorit. Eu nu mi-o doream din tot sufletul. Adică, eu mă uitam așa cum era trendul, știi? Bă, era la modă să lucrezi în bancă, știi? Că deschideam atunci băncile în perioada aia, și așa, fac. Și atunci, asta era, nu era, deci chiar nu era o dorință mea, așa puternică să zic. Mă uitam așa, care era trendul, știi? Așa cum, vezi că se poartă pantofii cu blăniță, ți-ai și tu că se poartă, dar poate nu-i plan. Dar e trendul. Dar uite, sunt mulți oameni care se înscriu și în programul Find Your Ikigai și vorbesc destul de mult cu oameni despre sensul vieții, că ăsta e sensul meu, să îi ajut pe oameni să-și găsească sensul. Și foarte multă lume spune, păi da, dar ce se alege de toți anii pe care am investit până acum în X domeniu? Și inclusiv eu am trăit treaba asta, adică după cât 12, 13, 15 ani în marketing, să mă duc eu, să mă apuc eu, să fac ce să fac, complet altceva. Adică am amânat și eu foarte mult timp, că mi se părea că am pierdut, că aș pierde anii aia pe care am investit în a mă specializa în acel ceva. Te-au ajutat cunoștințele sau experiența pe care le-ai acumulat până în punctul de a face ce faci acum? Foarte mult. Pentru că eu mergeam la foarte multe cursuri, am o groază de cursuri, de tot felul, dar m-au ajutat și mă ajută foarte mult în prezent. Eram blamată că tu faci tot felul de cursuri, dai banii pe tot felul de prostii și ce. Nu, eu dădeam pentru dezvoltarea mea. Nu știam la momentul acela la ce îmi poate servi, dar uite că, na, mi-au... Se pare că mă servesc foarte mult în momentul ăsta, adică mi-este foarte ușor să-mi gestionez și mie în firma mea toate lucrurile, toate cunoștințele pe care le-am dobândit. Nu regret o secundă de tot parcursul vieții mele, pentru că m-a învățat și m-a maturizat să ajung în acest punct. Că dacă era totul perfect în viața mea, și dacă nu ieși un pic de durere acolo, măcar un pic, degeaba. Da. Cred că e nevoie de momentul ăla de durere ca să putem face acea transformare până la urmă. Că dacă nu suntem împinși de la bine, parcă nu îți prea vine să mai reuși. Da, dar e important să nu renunți, pentru că am avut tendința de foarte multe ori să renunți, după aia mă încurajam singură, nu că poți. Știi, eram așa ca într-o competiție cu mine. Eu consider că nu sunt în competiție cu nimeni. Nu eu consider. Eu nu sunt într-o competiție cu nimeni. Sunt doar cu mine. Eu mi-am dorit, de câțiva ani îmi doresc să mă autodepășesc. Eu sunt în competiție cu mine. Nu vreau să-i arăt nici lui X, nici lui Y. Și nu urmez un model. Tocmai de aceea am ales să fac terapie prin machiaj și sunt make-up terapist, nu make-up artist. Pentru că e o terapie, într-adevăr. Este mai mult decât ne-am imagina așa un machiaj. Este o terapie. Și dacă îl faci ca să-ți declanșeze chestia asta, să
starea asta de bine. Roxana, ne apropiem de final, cel puțin pe ce înseamnă live pe Facebook. O să rămânem cu persoanele care ni s-au alăturat pe Zoom să mai stăm de vorbă. Dar înainte de a încheia, aș vrea să te întreb dacă viața ta de acum are sens și ce ai sfătui pe cineva care, uite, este încă într-un job nesatisfăcător sau făcând ceva ce nu-i mai place. Care ar fi acel top tip al tău, acel sfat pentru persoana care e la început de drum, în a porni pe calea sensului? Da, știu că e greu, că am trecut și eu prin chestia asta, dar să-și facă curajul și să-și urmeze visul până la urmă și ce-i spune sufletul. Dacă asta îi cere sufletul, să meargă pe drumul ăla și să nu aibă frică, adică oricum vei întâmpina multe obstacole pe drum, dar să nu-ți pierzi încrederea și să rămâi constant, să mergi mai departe. Nu trebuie să renunți. Mulțumesc tare mult, Roxana. Dacă e ceva ce mi-a scăpat să te întreb și ai dori să spui în încheiere pentru oamenii care ne urmăresc de pe Facebook, te rog să o faci acum. Nu cred. Bun, te pot găsi pe Facebook, da? Roxana Luca, The Makeup Therapist, și pe site-ul tău, roxanaluca.com. Voi pune și în chat linkurile. Să ne revedem cu bine. Sau pagina mea personală, Roxana Luca, doar atât. Aceea e oficială, Roxana Luca, The Makeup Therapist. Aia e pagina oficială. Dar și pagina personală. Excelent. Înainte de a ne lua la revedere, vă amintesc și de cursul pe care îl pregătesc împreună cu Alisa Tarciniu. Este un curs la a treia ediție în formatul ăsta. Vă aștept cu drag la programul Find Your Ikigai, care începe pe 20 mai. Găsiți informațiile pe pagina Ikigai Dojo. Să ne vedem cu bine și să ne trăim viața cu sens.